Pe NBA găsești jocurile tale preferate pe toate platformele mai ieftine decât este posibil. Folosește linkul meu din descriere. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Petrimeta 99. Suntem în a câta zi de update? Dacă sâmbătă a apărut update-ul, suntem, astăzi este marți, duminică, luni, marți, practic ar fi a treia zi, sâmbătă ar fi practic prima zi, deci 4 zile de la update au trecut și au picat până acum 3 huge-uri de pe două conturi. Deci pe două conturi am putut să fac în total 3 huge-uri, în total 4 zile de update. Și îmi place destul de mult update-ul ăsta pentru că nu că mi-a picat neapărat huge, ci pentru că e interesant, poți să stai AFK și este foarte fun. Chiar dacă nu toți văd fanul în a sta AFK, de ce fac acest episod? Pentru că inițial nu-l făceam. Oricum, am cam multe lucruri de povesti, să zic așa. Adică am idei să mă joc pe simulator să postez, doar că timpul meu și lena mea nu prea... Nu știu, și vremea asta cam urâtă. Mă rog, hai să vedem cum stă treaba pe huge-ui. Avem 99 de huge-ui, evident, doar că... Avem un huge destul de interesant care a picat pe contul secundar și am aflat, cred că e ieri, nu? E fiind luni. Deci, practic, ieri a picat huge-ul ăla, dar astăzi a picat încă două huge pe contul principal. Deci, ați văzut oricum, avem două huge, doi chest mimic. Mi se pare destul de interesant să ai chest mimic. Nu știu, e doar interesant huge-ul în sine. Adică să ai un chest mimic, adică nu mai este un huge, e doar un chest. E tare. Și sunt mai multe tipuri de chest mimic, doar că ăsta este cel mai ieftin și sunt deja 104.000 există și costă 34 de milioane, adică foarte, foarte ieftin. Trebuia să-mi dau 100 de milioane pe secundar. Ca să nu-i cheltuiesc în degeaba aceștia 238, pentru că sincer nu știu ce să fac cu diamantele, adică mi-am luat Gorhors Golden, mi-am luat Gorhors Golden, și așa mai departe. Dar pe lângă aceste huge-uri foarte interesante, am aplicat încă un huge destul de interesant care a aplicat pe randul secundar și hai să-l găsim, este acesta. Huge baby kitten. Dar nu este doar un baby kitten normal, este un shiny. Și după cum voi dacă nu știți, eu n-am niciun huge shiny. Și da, există 639, deci m-aș putea numi norocos, pentru că sunt foarte puține lume și mi-a picat shiny. Dar cei drept n-a picat niciunul până acum și mă gândesc că era și timpul să pice. O dată și o dată trebuia să-mi pice un huge mai special, nu neapărat golden. Golden nu mi-a picat niciodată, cred, dar rainbow mi-a mai picat. Rainbow mi-a mai picat huge-ul, dar golden nu. Și acum este primul shiny. Acum este primul shiny și este foarte interesant pentru că îmi place foarte, foarte mult. Și nu o să-l vând, pentru că nu e foarte scump, e doar 285. Dacă era un B, poate mergea, dar 300 de milioane nu mi se pare că merită. E cam puțin 300 de milioane și totuși e un huge de event, adică la ce te aștept să fie scump, dar este shiny, ceea ce este foarte interesant și o să-l am aici, plus de asta că am și încă două huge-uri în plus, ceea ce asta practic înseamnă că trebuie să mai băgăm astăzi încă unul la daycare. Așa că este timpul, dacă nu știați, acum câteva săptămâni, cred că două săptămâni am dat la giveaway un huge golden pe live-ul lui Junior. Am dat la giveaway un huge golden, habar n-am cine a câștigat pentru că nu am stat pe live, dar este în regulă. Hai să băgăm și noi un huge care nu are royalty, deci după asta ne uităm și să primim cam... 1 milion, zic eu, 1 milion cred că e ok. Mamă, de ce așa ieftin festive cheto? Ok, deci vreau un huge care costă 1 milion pe zi. Și să n-aibă royalty-ul băgat. Uite, spre exemplu, Goldhorse-ul golden nou. Oricum, am înțeles că Goldhorse-ul normal este foarte, foarte scump. 800k baby kitten, nu? 1 milion, wow, cât de scump e slasher slot-ul, slasher slot-ul e 100 de milioane și după cum, dar nu știu, vreau, n-am niciun huge mai normal așa și ieftin. A, uite, am, opa, 44 de milioane, level 87, 2 XP-uri, 864k, hai să-l băgăm, îl băgăm pe acesta, am luat deja pe ziua de astăzi, avem 2 ore, ok. Bun, mai avem încă un huge.
cu care, sau de fapt pe care l-aș vinde, pentru că nu am ce să fac cu el, adică vedeți că nu-l folosesc și de asta n-am ce să fac cu el, aș putea să bag la decker, să mai bag la decker încă un huge, doar că nu știu, însă, dar cred că de fapt o să țin huge-urile, cred că doar o să le țin, pentru că nu are sens. 15 minute, în direct să aduci în tocă, ok, da, interesant. Doar că o să-l țin, avem 100 de hype ego-uri aproape și trebuie să le vând, dar nu o să le vând încă, pentru că nu este timpul, o să luăm astea. Dăm puțin ăsta mai încet. Ok, nici chiar atât de încet, ok. La clan, nici nu știu, la clan nu înțeleg de ce tot se resetează. Pentru că mulți au mulți au puncte deja, doar că deja s-au resetat și după cum vreți sunt doar 3 oameni care au luat huge. Mie în astea 24 de ore mi-a picat 2 huge-uri și am 10 puncte. Suntem locul 162. Este un lucru ok. Doar că trebuie doar să spice din Hatch Event Huge Pets. Că e că se referă la acel huge pet care e cu 500% XP, huge chance. Dar pe uitați că e clar că este 1 în 100.000. Adică asta pe înseamnă că pică destul de ușor. Sau cel puțin aia am dedus eu din aia, acum nu știu. Pe Gifts Mastery încă n-am făcut. Vreau să mă ocup de Fuse, vreau să mă ocup de Boost, vreau să mă ocup de Gifts, vreau să mă ocup de Pet, Keys și Fishing. Cred că astea le pot face. În rest, fapt nu, mai, și ce-ar fi cel mai greu? Cred că cel mai greu ar fi Keys Mastery. Keys nu cred că pot să fac. Adică e cam puțin cam. Hai să luăm niște Void Kiwi. În acest episod ce o să facem? Nu-ți face cam mai nimic interesant, dar vreau să vă arăt huge-urile mele noi. Am doar 4 sled update, care okay, nici astea nu sunt pline. Ok. Hai să mergem în Tech World. Mergem în Tech World. Luăm fiecare, deschidem fiecare box de asta nebunatic. Și după aia o să mergem pe plața. Nu o să stau să vând lucruri acum, pentru că nu are sens. Dar n-am ce să fac, să vând iteme acum pe episod, mi se pare cam plictisos, să zic așa. Hai să punem și noi alt de asta. Ce să punem? Strawberry, Elemental World, cred că e ok, mi-am schimbat și avatarul, nu știu dacă am arătat asta până acum, am un capibar aici, am niște wings-uri, fața e puțin schimbată, părul tot fluffy așa, 92. Nu știu dacă măcar crește ceva la Keys Mastery, adică cred că trebuia să-mi arate sus, cred că am deschis, cred că prea puțin. Ec. 400, wow. Hai. 100, ok, am făcut un level. 100, da. 200. 300. Ai și încă unul. 400. Ok, 400 până acum și luăm mai temea destul de bunicele. Și încă 17. Bun, aici nu o să deschidem. Asta deschidem de fapt până la primul huge. Poate pică huge, dacă nu pică huge, nu o să mai deschid. Să vedem, o să facem aceeași chestie. Așa. Key. Care sunt cheile? Crystal key. Bun. Cât? 800? Câte sunt? 800? Știu, hai să vedem. Aole, am deschis 50. Măcar pică charmstone-ul, da. Pe mine level-ul mă interesează. Nu mă interesează altceva decât level-ul mă interesează. Dacă nu pică level, sau mă rog, level, dacă nu-mi dă level la keys, mai degeaba. Bă! What the fuck, am făcut screenshot? What the fuck, am făcut screenshot? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Wow. GG, I guess.
Bro, am făcut screenshot. Wow, a picat huge. Wow. Mi-a picat huge Wizard Wastey. Din Crystal Key. Și am de-abia 800. Nu e ca și cum am deschis 5000 ca să-mi pice un huge. Am deschis doar 8, nici 800 n-am deschis încă. Wow, mi-a picat huge. Ok, acest episod chiar e foarte random. Wow. Cât de random. Nu pot să cred, chiar a picat huge, wow. Wow. Bro, what? Mă rog, oricum e un huge ieftin, dar ăsta e interesant, dar ăsta mi se pare că e scump, în dragi. Deschidem până la 450 sau, hai, încă de 5 ori. 4, 3, 2, 1, ultimul. Normal că n-a picat. Wow. A picat huge, foarte interesant, foarte ciudat. Și jocul acum este încet. Nu știu, bă, sunt șocat. Deci a picat huge shiny, mi-a picat două huge de chest mimi care îmi plac foarte mult, îmi plac foarte mult cum arată. Sunt destul de fericit să zic așa. Și mi-a picat și un... Wow, din doar 300 de key, cred. Bine, deci cam și keys mastery și poți să scrii câte 100, știi? Da, na. Ce pot să zic? Ce pot să zic? Sunt norocos, mă gândesc, nu știu. Dar habar n-am. Nu știu dacă mai e de mers pe plața. Am cumpărat și nebunia asta de Diamond Fishing Rod. Wow, nici 460 nu mai am. Am cumpărat Fishing Rod-ul ăsta pentru că o să încep să-l folosesc, pentru că v-am zis, o să vreau să stau afk și vreau să fac fiecare mestere din jocul ăsta nebunatic. Speed Potion. Era să dau consum 100, max. Nu o să dau max, nu știu dacă să le folosesc pe toate sau nu. Dar folosim așa la mișto câteva să ne mai ajungă pentru niște boost. Cât am? Am 126 de zile. Ah, e ok, mi-ajunge. Dacă aș folosi astea la 38.000. Uite, hai să le-am, de exemplu, hai să fac un test. Fac un test acum. Deci, ce nu am? Damage am, dar am din fiecare, mă. Ok, dar mi-arată Q. Hai să băgăm, de exemplu, 330.000 de Lucky Potion. 12.000, deci, bă, nu pot să număr. 1, 2, 3, 4, 5 zile. Deci sunt 12.000 de zile. Cât înseamnă 12.000 de zile? Chiar sunt foarte curios. Sunt 12.000 de zile, înseamnă mulți, mulți, mulți ani, 20, 30 de ani? Nu, stai, două secunde, trebuie să caut. Înseamnă 33 de ani. 33 de ani. Wow, am 33 ani, am 33 de ani de boost lucky tier 3. Cât de tare. Nu știu dacă o să trăiesc atâta, mă, dar eu am atâta boost. Mă rog, în fine. Nu o să mai venim după plața, deja filmăm de 15 minute. Deci am luat în acest episod practic cum ar veni 4 huge-uri. Am luat așa, huge-ul ăsta care e nebunatic, huge Wizard Wastey, două huge at toy chest mimic și încă continuăm, încă o să deschidem și cât și pe secundă, cât și pe contul ăsta, și un huge baby kitten shiny. Cu huge-ul nu știu ce o să fac, dar cred că o să mai cumpăr câteva daycare slot-uri și o să mai bag câteva huge-uri la daycare și pe restul o să le păstrez, o să băgăm XP chan pe ele, o să le folosim. O să înțeleg, o să-l păstrez și pe ăsta, adică nu o să fac și să-l vând acum, ce să fac cu el. Nu, o să-l păstrez și cam atât. În rest, nu am ce să mai fac acest episod. Când o să mai am chef să filmez și să postez, o să filmez și o să facem următorul episod în care o să ne ocupăm de chestii importante. Unde o să anunț și o să mă ocup, clar, de, de mestery-uri. Pentru că vreau să mă bag forță pe ele, să termin jocul ăsta cum ar veni și să ne apucăm ușor, ușor și de Pets Go. Dar până atunci încă ne jucăm pe simetă și cam atât. Eu am fost Ian Bogdan 699 și nesigur o să ne revedem de data un episod. Salut! Wow, 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 wow. Vine fata care-i faza și tu nu ai banii. Este bună că-i nebună, te prinde minciuni.